Doamne, o să vomit imediat! Întârziem la restaurant! E cărând de aici! Ștapi, fiindcă! Propui să plecăm pur și simplu! Apucă! Ce vrei să facem? Să-l dai de pe stradă! Nu sunt de acord, ar trebui să-l ajutăm! Ți-am spus să conduc eu! Nu! Asta eu ți-am spus! Ți-am spus, nu goni! Asta eu am zis! Ți-am spus că plouă! Ți-am spus, ți-am spus! Doamne! Ce ne-ai făcut acum? Tu l-ai mult! Eu? Tu ce ceva! Eu? Tu! Tu te mulmiți și te fofilezi! Eu? Tu! Tu l-ai mult! Te-ai țăcănit de tot târpă! Târpă? M-ai făcut târpă? M-a făcut târpă! Gata! M-am săturat! Până aici a fost! N-o să ne mai vedem! N-o să ne mai vedem? Da! Ai hotărât tu! Am hotărât! Minunat! Mă bucur foarte mult! Și eu la fel! M-ai băgat în rahat până în gât. Ia mă, du-te, du-te! Du-te, du-te! Bine zicea mama! Că un ticălos te părăsește cu toată mai nevoie de el! Sunt singură și cu cadavru pe un drum pustiu. Cară-te, ticălosule! Scârbă, jadă ce ești! Nici nu știi că m-am culcat cu Nicolae! Repetă ce-ai spus? Te-ai culcat cu Nicolae? Te-ai culcat cu bărbatul? Încetează! Am glumit! Tu l-ai omorât! Da! Da! Eu eram la volan! Eu! Ei, și mai bine acum! Eu sunt uieric pe ceasă! Nimic nu pot să de unde a făcut? Drumul era pustiu! Parcă a căzut din cer! Doar ai văzut și tu ai văzut, nu? Eu fumam la geam, de fapt, n-am văzut nimic. Doamne, în ochii mei e tot în sânge. Termină cu istericale, ia și te șterge. Mai repede, mai repede. Doamne, și mâine, și cușma. Am făcut tot în sânge. Eu, adineauri, am omorât un om! L-am omorât! Înțelegi? L-am omorât! Mai bine mă gândela! Sunt udă până la piele! Sunt udă, n-auzi? Canare ce ești! Egoistule! Bărbatul meu de o mie de ori mai bun decât tine! Dacă mă aveam copil cu tine, umbrea cea mai mică mi-o trai! De cărând de aici. Unde? La restaurant. Și dacă mă întâlnește? A fost în însu mașină 200 de metri. E fiu? Hai odată. Merg și dintr-o dată? Merg, Maria. Eu doarme. De șosea? Ofi, da.
Uite, a spart un borcan de dulceață să fie de vișnă. Fiat, am face. De ce? E sânge. Sânge? De unde? L-au lovit. Cum l-au lovit? Întoarce-te, nu te uita. Deci tu poți să te uiți, iar eu nu. Așa de tare vrei, uite-te. Și am să mă uit. Am văzut. Unde? Nu mai minți. Un bărbat a fost omorât de un țurțurie. Altuia i s-a făcut rău la McDonald's. Apoi o fată în metro... În general sunt mulți. Da? Da. Eu prima dată nu-ți văd eu. Și nu-ți-e frică? Deloc, stă legea. Cine? Eu? Doar nu eu. Bineînțeles că te iubesc, dar de ce mă întreb asta cu noastră mea? Azi e nunta noastră, o zi fericită. Păi și doar nu o să-mi pui toată ziua întrebarea aceasta. De ce nu? Mă iubești? De parcă n-ai știa asta. Nu știu. Frumoasă. Deșteaptă. Mă lași să-ți văd lingeria. Și dacă e? Poate să vedem dacă nu mai am două pastile. Trebuie chemat o ambulanță. Nu suna! De ce? Ți-am zis să sun. Ce-i cu tine? Dacă vor veni și vor zice că tu nu. Eu? Tu! Te vor băga la nicioare. Ce tot în drum? Tu doar ai văzut că nici n-am ajuns până la el. Am văzut. Și atunci? Și dacă ei nu vor convinge că tu l-am lovit, iar eu îi voi crede. Așa? Fie, să merge. Unde-o fi localul ăla? De undeva de aproape. Unde aproape? Încă de dimineață ne-am pierdut de colare. Mami, cred că-i bine să te împuști. Și cine-i de bine? Tu ai ales localul ăsta. Păi da, 800 de invitați. N-am știut ca atâta prieteni și cunoștinți. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go? Oamenilor normali.
Vrei să spui că l-am lovit intenționat? Nu știu. Ce nu știi? Nu striga că trezești copiii. De un an de zile le-ai promis copiilor că-i duci la crescut. Și când în sfârșit ne-am adunat, plecăm, mergem, tu te rătăcești între metri pătrați. Nici măcar lacul nu e în stare să-l găsești. La ce trebuie ție lac? De când avem lângă casă un râu. Acolo nu este pește. Pentru tine peștele e mai important decât familia? Da. Poftim. De mult vroiam să aud asta. Ai auzit? Da, sigur că am auzit. E bine? Da, sigur că e bine. Și după asta, tu mai vrei al treilea copil? Eu? Tu ești cea care, fată băieta, mie mi-e trebuie al treilea. Om de nimic ce ești. Nu-ți respecti niciodată cuvântul. Și minți în privința lucrurilor mărunte. Le-ai promis copiilor că le cumpăr cu vreo pământesc. Le-ai promis. Unde? Nu e. Le-ai promis copiilor că te lași de fumat? Le-ai promis. Și continui să fumezi ca un animal. În sfârșit o să mă bage la închisoare și o să scap de tine! Iar de copii nici că-ți pasă, te iubesc doar pe tine! Ia uite, stai! Ei, vine! Parcă spune ceva! Parcă se roagă, nu? Nu! Parcă plânge! Mărea lacrimi. Ia uite. Privește. Are aripi. La ce trebuie aripi? E înger. Ai nebunit? Ce să caute un înger aici? Sună mai repede la safari. Zonă fără semnal. Mai sună o dată. Ți-am spus că nu este semnal. Hai să-l băgăm în mașină. Unde? Nu avem loc și apoi e plin de sânge. O să mudărim tapiseria. Plus la asta speriem copiii. În cazul de genul ăsta nu se permite să mișcăm din loc. În cazul ăsta plecăm? Plecăm. Și pe el îl lăsăm? Lăsăm. Sunăm că ne ajungem în oraș. Neapărat. Asta nu-ți mai place. Mi-a lovit ăsta fața mașinii cu...
Mai scumpă? Și mai ce? Deocamdată atât. Să mergem. Mi se pare că ne-am rătăcit. Și el? Ce e cu el? Pare a fi viu. Șoptește ceva. Până și aripele din ghină. Să mergem! Mama! Cum adică să mergem? Sunteți atât de corectă tot timpul, atât de principială și atât de cinstită, iar pe ăsta lăsați acum aici? Ce propui? Să chemăm ambulanța, poliția... Ca să te ia? Proastă mai poți fi! De ce să mă ia pe mine? Pe dumneavoastră? Tu conduceai, tu l-ai lovit. Da, dar dumneavoastră veți sta la răcoare. Doar aveți nevoie de un copil. L-ați găsit și nume? Da. Care? Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea? Eu sunt mama. Tu nu ești mama. Tu ești producătoare. Eu te plătesc. Și dacă mă răzgândesc? Avem un contract. Avansul e mașina, iar apartamentul după semnare refuzul. Eu am nevoie acum de apartament. Și dacă îmi naști un monstru? Nu mă zgârcit atât și nu mă să nasc. Nu mă zgârcesc. Eu ți-am creat toate condițiile să-mi naști un copil sănătos. Mă piși, pot să nasc și 100. Trebuie ajutat. Ce să faceți? Să-l ducem la spital. Oricum va muri peste 10 minute. Dacă nu îl ducem acum, o să mă pedepsească Dumnezeu. Stai fără grijă. Tu nu-i trebuie și lui Dumnezeu. Ba da, o să mă pedepsească? Să nasc un monstru? Aruncă! De câte ori ți-am spus, tărâncă proastă, că nu e voie? Și mai aruncă cu maia din gură! Mergi toată ziua ca o vacă! Adică? Acum nu mai am nevoie, nu am voie nimic să fac. Vei naște și goodbye. Atunci poți să faci ce vrei, poți și să crezi. Dar deocamdată asculți de mine. Ce e? Plângi? O zamă bună tare! Liniștește-te. Nu am vrut să o fac. Mare păcat! Două restaurante, trei magazine și nu poate naște un copil. Ia mai pe tun, copilul meu nu te dau. Stai! Un control! Întoarce-te! Ce? Să mor! Liniștește-te! O să mor! Sunt obișnuitele contracții! O să nasc un monstru! Liniștește-te! Apartamentul după semnare refuzului! Da! Să mergem! Respiră, ți-am zis! Respir! Conform Max
de fapt e în com, gradul 4. De când am mai rajat, doctore? Trebuie să-l ducem imediat. Unde să-l duci? La județeanul vă salva. La municipal atunci. Acolo nu primesc pe nimeni. Fără poliție. Atunci, haideți să-l ducem la regional. Până la regional nu-mi ajunge benzină. Și așa am depășit limita luna asta. E nici nu bun să-l ducem. Nu ducem nicăieri. Îl operăm aici. Cum să-l operăm aici? Nu te-am mai pișa pe tine, versologule. Eu de 40 de ani cresc pe ambulanță. Hai, adu instrumentele. Asta nu e om. Ce-ați spus? Asta nu e om, e porc. Și coare? Mutant cromozomial. Ce interesant. Haideți să luăm pentru cercetări. Noi transportăm doar oameni. Ei, și ce? Și dacă are virusul gripe aviare, nu vezi că are. Mare păcat trebuie să-l lăsăm aici. N-are nimic. Va mai trage o țigară și se face dimineața, iar ziua poate veni veterinarul. Ce te tot scorbezi așa, virusologule? Hai să mergem. Auziți? Ce? Auziți? Ce? Un glas. Un glas? Nu, mi s-a părut. Mi s-a părut. Virusologule! Ei, virusologule! Fericirea!
sânge. Nu a turnat așa de mult! Îl doare, nu vieți! Trebuie de dus la spital. Hai să-l facem de mare! Nu, nu, stai! E prea greu pentru noi! Hai să mă gălim în piept, trebuie să-l ducem la spital! De ce stai? Mișcă-te-mă repede! Nu muri! Mai rabdă un pic! Mai rabdă! Noi o să te ducem la spital! O să te lecuim! Tu o să zbori iar și iar! Iar despre tine vei povesti mai târziu! Unde ești? Hai mă repede că o să moară! Ai uitat plena acasă! Caută-l! La... În dungi la ușat! Nu este! Acolo, sub scaun! Nu este! Fir ar să fii! Așteaptă! Eu acuși vin, acuși vin și îți ajutăm. Tu l-ai uitat! Nu! Da, te spun că l-ai uitat! Minți! Eu am memorie bună! Stai! Dar noi ce căutăm de fapt? Cum? Ce căutăm? Ai uitat deja! Dar tu? Și eu. Poate că ăștia, cum îi zice, ochelari! Ochelari? 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 Exact, ochelari! Slavă Domnului că mi-am amintit! Să mergem! Hai să mergem mai departe! Dar nu ne mergem! Cum ne mergem? Am uitat. Am uitat. Dar ce? Ne-am amintit cum am putut să uit, Doamne, nu mergeam la nunta noastră. La nunta noastră? Nunta noastră a fost acum 50 de ani. Iartă-mă, dar eu îmi amintesc asta foarte bine. 50 de ani. Noi trăim împreună de 50 de ani. De ce? Te supără? 50 de ani. Și am fost fericit noi toți anii ăștia? Nu poate. Poate că nu mergem la Mărică Drobna. Asta e bineînțeles. Dar eu am uitat 40 de zile. Așa crezi? Sunt sigură. De altfel, ea locuia la oraș. Iar aici... Iar aici... O mă, o mă, o mă. Da că va plouă! E! Ia-ți pastile și o să amintești. Nu am putut să uit că mergeam la cimitir. Pentru ce? La mărântul lui Piotr Nicolae. Noaptea. Se pare că ne-a rătăcit. Ce merge? Dar stai. Ce?
m-am distrat. Și ce când o privește, chiar așa ați pierdut. Nimeni nu l-a salvat pe îngerul dumneavoastră. I-am și numărat o perioadă dacă am pierdut și să o păteam. Eu am propus de mult să nimicim toți oamenii. Oamenii sunt o cauză pierdută. Și ce îmi spune tu? De fapt, ce-ar fi aici de spus? Oamenii sunt cauză pierdută. Și totuși, ce drăguți și ce naivi sunt oamenii. Se duc undeva, se grăbesc, se agită. Iar acolo, la intersecție, pe toți îi așteaptă surpriză. O prăpastie, un abis. Și dacă pici, pici de tot. Fără ca să te oprești. Haideți să cercetăm aceste suflete de căzute. Dar pe îngerul dumneavoastră, nu mai. Eu? Va rămâne aici. Aici? Dar de ce? Mai așteptăm ziua judecății? După mine și așa totul este clar. Oamenii trebuie determinat cu ei. Nu. Dar o analiză rațională ne spune că trebuie întreruptă această comedie. Vom continua. Credeți că printre ei se va găsi măcar un singur om? Da, eu totuși mai am încredere în oameni. Eu am meditat mult și mi-am dat bine seama că
Acest petic de mânt nu în zadar a dat nașterea acestor doi regi ai teatrului. Ei au deosebiți urmași. M-am delectat studiind acești frumoși actori care au în spatele lor o muncă titanică. Eu vreau să apreciez la cel mai înalt nivel, la gradul superlativ, ceea ce au prezentat acești tineri și acești actori, eu chiar aș putea să spun consacrați, astăzi în fața noastră. Noi ne-am delectat, dar ei au muncit. În spatele acestei frumoase zile, acestui frumos eveniment, eu îmi dau bine seama că stă o muncă titanică. Această muncă titanică ei o fac din dragoste, fiindcă nu au primit pentru aceasta niciun bănuț. De aceea eu vreau să vă felicit cu acest frumos eveniment și cu aceste frumoase roluri pe care le-ați adus astăzi în scenă. Să vă felicit călduros cu Ziua Internațională a Teatrului și să spun că aici, la Șovănești, teatrul s-a născut, trăiește și va trăi. Datorită vouă, celor care ați adus în scenă aceste câmpie frumoase, aceste epizoade din piesele pe care v-ați străduit în multă vigoare să le jucați în fața noastră. Fiecare dintre voi meritați respectul și admirația noastră. Meritați florile tuturor celor care stau în sală. Eu m-am bucurat în primul rând de un lucru simplu. De faptul că sala astăzi a fost plină, fiindcă desfășurăm mai multe evenimente, chiar și raionale, și cu părere de rău, uneori sala este pe jumătate plină. Astăzi, datorită insistenței voastre, celor care nu ați obosit să mergeți în toate colectivele de muncă, nu ați obosit să mergeți chiar și în biroul președintelui raionului și să-l invitați aici, meritați toată atenția, tot respectul și aplauzile noastre celor care astăzi am stat așezați frumos și ne-am odihnit în sala Căminului de Cultură din orașul Șoldănești. Permiteți-mi încă o dată să vă felicit călduros și să vă doresc succese frumoase în continuare. Eu mi-am luat doar două buchete de flori, dar știu că fiecare dintre cei care astăzi sunt în fața noastră merită buchetele fiecăruia dintre cei care suntem în sală. De aceea, un buchet de flori eu vreau să-l dăruiesc celei care a fost animatoarea acestui eveniment de astăzi și nu numai a acestui eveniment, a doamnei Tatiana Vrăjitoru, care a rolurile, care a știut cum să selecteze întâi piesele, apoi pe cei care să joace aceste interesante roluri. Într-un timp mi-am imaginat că sunt în sala unui teatru profesionist, nu din Chișinău, dintr-o țară occidentală, unde se primesc foarte mulți bani pentru aceste lucruri. Dar iată că m-am trezit în sala Căminului de Cultură George Coșbu. Mi-am amintit și faptul când am instituit festivalul de umor Gheorghe Uschi din satul Cotiujenii Mari și fiind alături de niște oameni consacrați de la Chișinău, de domnul Tudor Colac, de artiști consacrați, dar și de scriitori din Republica Moldova, atunci când Tatiana Vrăjitoru a adus în scena Căminului de Cultură din satul Cotiujenii Mari câteva piese în care au jucat unii dintre acești tineri, cei care stăteau în juriu credeam că vor cădea sub masă de râs, fiindcă era un teatru de umor. Era un festival al umorului, de fapt. De aceea, permiteți-mi încă o dată să apreciez calitățile doamnei Tatiana Vrăjitoru, cea care a putut să adune această echipă și să ne delecteze astăzi, și nu numai astăzi, cu aceste frumoase piese. Iar acest buchet de flori, eu cred că veți fi și dumneavoastră de acord, că merită să-l numesc Chiriță. Noi din suflet vrem să mulțumim doamnei Tatiana Vrăjitoru, într-adevăr,
eu, doamnă, cu entuziasm mare, tot ceea ce își pune în gând, face. Și încă o dată vrem să o aplaudăm, că, într-adevăr, foarte și foarte multe mulțumiri doamnei regizor, doamnei Tatiana Vrăjitoru, care din păcate noi astăzi nu avem flori, dar toate florile sunt la picioarele dumneiei și ne închinăm în fața dumneavoastră. Renata a spus de câte ori